Te rog. Mersi. Sper că nu mai așteptam mult. Te rog. Așa este. Vrei să bei ceva? O cafea, dacă ai. Da. Avem deja una făcută. E bună rece. Nu încălzit. Sigur. Mersi. Vrei o țigară? Da. Sim. E cald, nu? Da. Știu eu. Eu nu prea chem oameni la mine. Dar cum a fost o situație puțin mai specială, după cum ai văzut? Nu înțeleg ce zici. De obicei sunt chemat în situații mai speciale.
Și ești chemat des? Destul de. Am mulți pacienți care au nevoie de mine. Eu știi, n-am mai făcut asta. Nici nu poți să faci de prea multe ori. Cum îi faci să înțeleagă că e necesar? Nu e nevoie. Mulți simt când e momentul. Eu nu mă bag în deciziile lor. Vin doar când e nevoie de mine. Deciziile lor sunt luate în singurătate. Cred că nu e ușor să faci. Nu e. Dar mulți nu au de ales. Și ai încercat vreodată să le schimbi părerea? Nu. Ar fi mult prea mult să fac asta. Ar fi o crimă morală să încerc să-l fac pe om să se răzgândească în asemenea momente. Mulți nu au de ales. Iar atunci intervin eu. Sunt acolo să îi fac să se simtă mai bine. Mulți nu au de ales. Cum aș fi eu. Cum suntem toți. Nimeni nu ar trebui să fie singur în ultimele momente. Păi și dacă se răzgândesc? Treaba lor. Nu te interesează? Nu. De ce? Că nu mă interesează. Îmi trec uneori niște gânduri. Vor trece.
Știi de fapt ce e? Că simt? Simt în mine un fel de... un fel de regret. Și o suferință și... și o nepăsare și... am încercat... am încercat de mai multe ori să... să fac să iasă din mine și... tot nu reușesc. Nu reușesc să le fac să dispară. Și totdeauna... nu știu, întotdeauna revin. Înțeleg. Nu vreau să mor. Să văd ce pot face în privința asta. Numai durere. Întinde-te. Relaxează-te. Ai citit vreodată Meister Eckhart? Nu. Am înțeles că ai studiat filozofie. Cu mult timp în urmă. Eckhart a văzut iadul la rândul său. Ce-a zis? A zis că singurul lucru care arde în iad e partea din tine care nu îți dă drumul în viață. Amintirile tale, atașamentele tale, îți sunt arse. Dar nu te pedepsesc, a zis. Te eliberează. Relaxează-te. Poți să o vezi așa. Dacă ți-e frică să mori și reziști, o să vezi demoni ce-ți vor distruge viața. Dar dacă ești în păcat, atunci demonii sunt cu adevărat îngeri, eliberându-te de pe pământ. Ține doar de cum o privești. Deci nu-ți face griji. Bine?
Relaxează-te.